muncă de mic copil am fost în sat la bunici, am stat o bună perioadă în sat la bunici și bunicii stau pe malul Nistrului și din povestioarele care mi le-au spus bunicii că cândva pe vremuri Nistrul era atât de curat că puteai să vezi un Nistru lin și curat chiar până la fundul lui, da? Să observi toate mișcările care se petrec. Iar acum, când e deja crescuse mai mare, am înțeles că lucrurile stau puțin diferit și am văzut un Nistru care nu e cel care din povestioarele bunieilor mei. Am început încă din clasa a noua să merg la studii în cadrul Universității din Tiraspol, din Chișinău. Și atât de aici s-a început acele citiri, da, manualelor în domeniul dat, în domeniul mediu și în domeniul eficienței energetice. În 2011 am și câștigat în Iași, în România, pro-eventul, da? Având, deținând medalii de aur și un premiu, un mic premiu era atunci, pe atunci 700 de lei și eu am încercat ca să le arăt tinerilor care erau alături de mine că un tânăr poate să facă niște lucruri frumoase. Am ales cu ei, adică foarte rapid, în cadrul unei ședințe. Am ales o instituție, da? Unde sunt copii cu dizabilități. A fost școala interna specială din Hâncești și acolo am mers cu primul proiect și le-am spus că primul proiect o să fie unul simplu, o să dim un număr de puieți egal cu numărul de copii. Și proiectul o să numească un pui de om, un pui de pom. Și în felul dat am creat o mică livadă în spatele școlii, unde era un teritoriu, da, un teren, care nu era prelucrat. A doilea proiect, tot acolo, fiind în cadrul școlii interna specială și fiind pasionat, de anume, de utilizarea surselor regenerabile de energie, am observat că au o mică alee. Iar intrând în discuție cu ei, pentru că am observat că le foame de a vorbi cu cineva. Și am început să discut cu ei, am discutat și am aflat că au o alee, de obicei stau mai mult în școală. Și atât seara plec spre dormitor. Și atât eu am încercat să le înglobez această alee, din motiv că consumul era foarte mare, nu se încerca să utilizeze ceva surse de lumină, da? Eu am încercat să utilizez surse regenerabile și am plasat câteva lămpi, da? Tot din nou alt premiu care l-am câștigat iarăși din punct de vedere a științei, de inovații pe care am și a celor lucruri pe care le-am demonstrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și burselor pe care le obțineam, am încercat să înglobez lucrurile și le-am creat această mică alee, care am numit-o Alea Prietenilor, da? Și atât în felul dat, dumnealor, seara când ieșeau de la școală, aveau o alee luminată, da, cu ajutorul energiei soarelui. Încercam să le arătăm cele mai simple metode de a fi eficienți energetici, atât în școală, cât și acasă. Lucrurile acestea simple, de a utiliza becurile eficiente, de a nu pune telefoanele mobile sau a nu pune calculatoarele în funcția asta stand-by. Le-am arătat cât, de exemplu, consumă dacă stă în stand-by un televizor, da? Și dacă nu consumă, și care ar fi beneficiul din punct de vedere financiar. Anul precedent, în cadrul competiției Moldova Ecoenergetica 2014, l-am cunoscut pe un tânăr pe nume Cătălin Bețivă, un tânăr de 13 ani doar, care a elaborat singur o turbină eoliană cu ax vertical și care m-a impresionat din perspectiva anume inițiativii sale pe care a făcut-o el singur. În acest punct de vedere, fiind deja eu premiat ca cel mai bun tânăr în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă, eu, din acest premiu care l-am câștigat, am decis că o parte din premiu să fie dat acestui tânăr, care din sursele proprii a venit cu această inițiativă de a crea turbina eoliană, da? Și care în prezent funcționează, da? La tatăl său undeva pe deal, da? Unde nu este deloc energie, da? Nu este rețea și această energie o utilizează pentru iluminarea, da? Pentru iluminarea unei case din vârful dealului. În Republica Moldova, aspectul pe educație trebuie să fie pus cât mai puternic, din motiv că tinerii sunt cea mai importantă resursă, da, din Republica Moldova care trebuie să fie valorificată. Dacă vom valorifica tinerii, atunci cu siguranță că Republica Moldova
peste 10-20 de ani va înflori.